La casa din vale, cu mer și gutuie, o pasăre cuib își făcea astăzi nuie, ascuns au cireșii în floare, un dor ce margine n-are. La casa din vale, răsar zorii zilei, o mamă împletește cosițe copilei, ea strânge bujorii în grădină și așteaptă, așteaptă să vină. Satele Moldovei mele, asta așa e ca mamă dope. Una dintre ele deja se învăință în urmă și sunt ceea ce se înțelege și mă trage în țelă. Satele Moldovei mele, astăzi la grea încercare, putredele garduri grele cad peste vechea cărare. La casa din vale mai plouă un amiază și apa curată pe prispă se așează și soarele bate fereastră și bate la inima noastră. La casa din vale o nuntă se joacă, se adună tot satul și se împacă, se leagă prosoapele în cruce și lumea din sate se duce. Satele Moldovei mele, astăzi la grea încercare, putredele garduri grele cad peste vechea cărare. Satele Moldovei mele, astăzi la grea încercare, putredele garduri grele cad peste vechea cărare. La grea încercare, putredele garduri grele cad peste vechea cărare. Putredele garduri grele cad peste vechea cărare. Astăzi multă lume va veni această casă, multă lume, vă spunem la mulți ani, multă lume vede în față o zi înainte aceea de 64 de ani. Multă lume vă vede ca o mamă a doi copii, deja bunică. Multă lume vă vede ca soția celui mai perfect soț pentru dumneavoastră. Eu însă, cu ajutorul persoanelor care m-au văzut demnă de a fi în fața voastră, văd altceva. Văd o zinuță mică, care era să se nască într-o localitate nu prea departe de aici, în Opaci, în casa tatălui Ion și a unei mămici care a știut să aducă pe lume 12 copii. Această Zinaida era să crească alături de frați, alături de surori și un singur lucru a înțeles de la familie. Pentru a avea ceva în această viață, trebuie să muncești, uneori prea mult. Tot între frați și surori, ea și-a întărit caracterul. Tot între frați și surori a știut să împartă fărâma de pâine la toți și mai puțin să se gândească la ea. A crescut Zinuța, a început a munci și a plecat din localitatea de Baștină undeva prin capital. Cine era să creadă că într-o zi sau poate într-o seară era să-l întâlnească pe un Vasil. Fără să-și dea seama, ea s-a îndrăgostit de el și a cerut un singur lucru de la Dumnezeu, să-i fie fidel și să o facă fericită. Vasile din acea seară o face fericită, o face împlinită și de două ori a transformat-o a fi și mămică.
Astăzi, la 64 de ani, vă uitați în spate și înțelegeți că totul s-a meritat. Ați muncit cu mult spor pentru a face o casă, a face o familie și a întări fetele. Singurul scop, nimic mai mult nu ați avut în această viață, dar v-ați propus un lucru, să vă creșteți fetele, să le dați o educație, să munciți pentru ele și să le întăriți. Astăzi fetele sunt întărite, astăzi ele vă spun mulțumesc. Astăzi, mămică de departe, îți spune mulțumesc pentru ceea ce ești, pentru educație, pentru familie. Astăzi, dragă mamă, și eu, fix așa ca tine, sunt mama a două fete. Una dintre ele deja se mărită, mamă, și simt ceea ce simțeai și mă tare mulți ani în urmă. Înțeleg cât de greu ți-a fost să te desparți de noi. Înțeleg cât de greu ți-a fost să ai încredere în acel bărbat pe care noi le iubeam. Astăzi, mamă, de departe, îți spune mulțumesc pentru faptul că ai avut grijă de nepoate și nepot, așa cum a avut grijă doar mama. Astăzi, mamă, te îmbrățișăm și îți spun încă o dată mulțumesc pentru toate. Astăzi vreau să vă întreb cum se numește acea fetiță care deja este mămică, care face și o nuntă de grabă. Aluna, din sat ați găsit persoana. Aluna, dar lângă Aluna este un bărbat îndrăgostit. Cum se numește? Alexandru, e adevărat, și două fete. Una mai mare, care vă invită anul viitor la nuntă și vă cere un singur lucru, să fiți sănătoasă. Și cea mai micuță promite a fi o vornicică de valoare, Simona și Loredana. Dar să știți că aceste fări sunt primul și în primul rând de la Alexandru și de la Aliona, de la fica dumneavoastră, dar nu prin mâinile mele, nici de cum. Prin mâinile unui tătic și a unui soț și a unui bărbat adevărat, domnul Vasile, veniți la mine, eu vă dau florile să le duceți soției, dumneavoastră îl lăudați, el le duce! A știut frumos să fie transmis cu aldeață așa și cu acurateți din partea ginerului și din partea fiicei voastre, doamna Leona și doamna Alexandru. Acest buchet de flori sunt din partea două fetițe care vă mulțumesc pentru faptul că atunci când trebuia să fiți bunica lor, v-ați transformat încă o dată în mămică și mereu ați avut grijă de ele și ați permis fiicei dumneavoastră să facă un viitor pentru ele. Fiindcă dacă dumneavoastră nu dădeați o mână de ajutor și nu-i găzduiți așa cum ați făcut-o an la rând, nici ea nu era să fie fericită. Florile acestea vin cu dragoste de la două fetițe, una e mireasă, alta e bărbunșică. Cine îl duce? Eu cred că vinovatul din nuntă. Voi aplaudați, el îl duce, asta e regula. Aici avem 64 de fructe pentru fiecare an pe care le-ați dat acestei vieți. Simona așa a vrut să vă invite la nuntă. Toată lumea este bună de a da o hârtie și de a scrie acolo invitație. Bunica, acest coș este invitația mea la nuntă. Eu îmi doresc ca tu să fii sănătoasă, să ai putere în picioare să dansezi toate sârbele din lume la nunta mea, să te bucuri pentru mine, să te mândrești cu mine și atunci când va fi ziua cea mare, am să spun încă o dată, bunică, că sunt mândră de tine și de ceea ce ești și ceea ce ai construit. Îți mulțumesc că îl faci fericit pe bunelul, pentru faptul că în casa ta mă simt ca acasă, bunică, și știu că am unde să mă întorc. Iar la nunta mea va fi veselie, iar eu am nevoie de niște bunei plini de viață și cu multă, multă încredere că totul va fi de energie. Așa că atunci când vă simțiți așa un pic mai obosită, la un picioruș, la o mânuță, voi luați un fruct și o să vă fie bine, bine? Invitația neoficială la nuntă, vinovatul! Invitația o dăm la ambii! Pentru bunel și pentru bunica! Thank you.
dumneavoastră, doamna Zinaida, nu erau torturi. Erau puține bombane și nu se mai găseau gustoșeniile care se găsesc acum. Au trebuit să treacă ani ca să vă primiți tortul pe care l-ați meritat în fiecare an. Și l-ați meritat pentru muncă depusă, pentru faptul că ați schimbat țări, ați vorbit limbi străine, ați mers acolo unde nimeni nu vă aștepta, dar dumneavoastră v-ați încăpățânat și ați muncit mult, mult pentru familia dumneavoastră. Astăzi tortul acesta nu este despre voi astăzi, este despre cei ce ați fost și sunteți și veți fi de acum încolo. La mulți ani cu o inimă mare, din partea celor care abia așteaptă să mai vină pe la dumneavoastră. Iar dumneavoastră să fiți plină de sănătate, dragoste, multă pasiune și multe săruturi de la domnul Vasile. Dar eu nu duc inima aceasta fără ca să mai văd încă o dată dragostea voastră. Ce se strică în casa asta când este iubire? Amar! Și aici scrie ceva foarte frumos. La mulți ani pentru cea mai scumpă mamă și bunică. Dumneavoastră sunteți mamă, bunică, soție, femeie, gospodină și de toate. Iar la nuntă, o dansatoare de săvârșit. La mulți ani! Copiii din tot sufletul, vă mulțumesc! Și sănătoși și voi și ei pași sănătate! Și-s duminică-i ziua ta! V-ați făcut cadou! Duminică-i ziua ei! V-ați făcut cadou în octombrie! La nunta voastră cineva oricum o să strige ce? Ama! Dar dacă n-avem exemplu frumos de la tata și de la mama, nici copiii nu se pot săruta, nu? Ama! O, domn Vasile! Anatol, tu ai înțeles cum? Nu? Dar aici avem și cu scris, cu scris, că nu credeți că eu vă las fără un sarut. La nuntă tot o să vă pupați. 1, 2, 3! Simona, stai, că ne uităm. 1, 2, 3! Ama! Alexandru și Alona, ia uitați-vă ce pasiune e acolo. Electricitate. Alexandru! Amar pentru tine, Alexandru! Amar! Mă, da pupăcioș! Doamne Simonica, dacă erai aici, îți strigam ție amar, dar eu cred că unul virtual. Bunica, mult sănătate, fericire, bucurie, mult sănătate. Mămică ai fost, bunică ești, de fapt mămică și ești. Și de-amor străbunică, eu știu, după nuntă. De Doamne, de Doamne! Uite cum se ține. De Doamne, pași sănătate! Să avem o fată ori un băiet. Tripleț. Tripleț. Doi de gemeni. Iar nu uitați, nu uitați că el e din gemeni. Da, pe eu cu doi de gemeni. Ar putea să fie, ar putea. Doamna Leona, noi vă ascultăm. Dragii doresc, mami, sănătate, multă bucurie, multă fericire și tot binele din lume. Vă mulțumesc! Mulțumesc și sănătoși și voi! Semănați foarte mult! M-a spus cineva? Semănați foarte mult! Și pot spune la tăti și le spus frumoasă, la doar pot să adaug iar la mulți ani sănătoși. Ar fi bine să fim împreună cu toți copiii, cu toți rudele, dar din păcate este așa cum este. Și rămâne numai să vă transmit de aici de departe salutări, sănătate și, nu știu, dar cred că cel mai scump asta, sănătate, să știu, și restul cred că să-l pot zic la acolo. Mulțumim! Și să-și pregătească pantofii. Comod. Da, pocheță, pantofi. Sus, stânga, cerșcoiește, tot rostul interie.